Consiliul Local Târgoviște, ca reprezentant al municipiului Târgoviște, la rândul său acționar majoritar la compania de apă Târgoviște Dâmbovița, este cel care numește cei 7 membri ai Consiliului de Administrație. Din această perspectivă, primarul municipiului poate doar să propună revocarea membrilor, ceea ce primarul Boriga are de gând să facă chiar la ședința din data de 28 martie. O să propună, mai bine zis, niște specialiști, niște tehnocrați. Nu mai merge și s-a văzut că atunci când ne punem cu metrii, purtător de cuvânt și alți prieteni politici în Consiliul de Administrație, lucrurile pot merge prost. Cu atât mai mult va fi misiunea noului Consiliu de Administrație de la Compania de Apă, alături de firma de recrutare care se ocupă legal de concursul de ocupare a posturilor de director, să selecteze oameni neimplicați și neafiliați politic. Dacă propunerea de revocare a celor 7 membri ai Consiliului de Administrație de la Compania de Apă va fi acceptată, tot Consiliul Local Municipal Târgoviște va fi cel care va alege alți membri.